Am revenit politica la ea și în platou, domnul Tudor Ciuhodaru, deputat al Partidului Social Democrat. Uh, mergem înspre, înspre, zona politică. De-a lungul primei părți a emisiunii Venit în discuție deseori uh, guvernul tehnocrat, guvernul Cioloș, nu sigur. Eu nu l-am uh... votat. Când a venit. Nu, eu nu l-am votat. Da, și și, și când a venit domnul Cioloș, inclusiv în uh, Parlament, i-am zis, era un interval de o săptămână după ce fusese audiat la grupul parlamentar. L-am întrebat și eu, domnul Cioloș, v-ați lămurit între timp. Da, cu da, dar guvernul cu... da, Cioloș nu-i ul lui vă servește de minune. Eu de cred că, deci eu cred că una din marile erori ale foștilor noastre aliați, actualmente adversari liberali, a fost aceea că au acceptat să intre în postura unui, unui partid de guvernământ fără a face moștenirea guvernului Ponta așa cum trebuia ea să fie făcută, nu doar, nu doar după criza colectivă. Um, da, da, sunt 9 luni pierdute pentru România Deci guvernul ăsta face experimente Pe fiecare dintre noi Eu nu pot să fiu de acord cu chestia asta Că așa au decis politicienii mari Care au, au văzut altfel lucrurile Eu am, am cam dumerit Că politicienii se ceartă Fiecare își vede de ciolanul lui și de sferele lor Dar când este vorba despre Ceea ce este bine pentru oameni, lucrurile sunt lăsate în planul 2. Din punctul meu de vedere, oamenii aceștia nu au ce căuta acolo. Nu au făcut absolut nimic. Și când tragi linie, nu știu, erau bune, rele, începuse la anumite, dacă vreți, văgâniri și măsuri de relaxare economică. Să redusese TVA-ul și domnul Dărdală, iar să spunem. Proiectul meu de lege cu TVA 19% a zăcut în Parlament până când au venit da, oamenii aceștia da, de spate. Uh, decizia a fost uh, luată pe considerente bugetare. Da, ma, eu și eu, eu cred relaxare. că a fost o idee foarte bună. Da. Relaxarea relaxarea și, fiscală oricând zic eu e bună. Fără discuție, da. Și dacă gândiți-vă că la 29% practic, a patra în pe care o luați, o dădeați guvernului. Sau când vă cumpărați patru da, cauciucuri da. la mașină, o le dați guvernului. Uh, Măsurile au fost bune. Iar uh, din acest punct de vedere, cred că măsurile economice trebuiau continuate Acum oamenii ăștia, eu cred că întotdeauna schimbarea A celor care se pricep cu alții e bucuria uh -huh. nebunilor uh -huh. Pentru că până când ajung să cunoască secretarea de la minister Și unii nu o să ajungă niciodată să cunoască uh -huh. cum funcționează sistemul de sănătate Nu apucă să facă uh -huh. mai nimic Nu o să dominească uh -huh. nici măcar cu una cu Și uitați-vă că sunt crize peste crize care continuă în sănătate la Iași, centrul de arș a fost desfințat, mor pacienții cu zile, nu mai au loc nici la spitalele din București. Deja am interpelat Ministerul Sănătății pentru că ne interesează câți pacienți au plecat în acești 5 ani de la Iași cu arsuri de peste 25%, la spitalul ăla de arș din București, Spitalul Groazii. Câți au ajuns și cât s-au mai întors? Și după aceea vreau să-și vorbim și de costuri. Uh, uh, e o discuție pe care eu ca politolog, nu sunt competenți o port Deci nu ați avea Un interlocutor care să vă dea Eu mă apropo de un tehnocrat Mă aștept ca un tehnocrat, deci unul care Este adus că se pricepe Să aibă măcar cunoștințe elementare în domeniu Nu să afle cum se da antibiotice. Și în aceste condiții să vină Și cu un plan concret, doamne, mai ales că nu avem Niciun fel de răspundere politică, deși se vede Ați văzut, deja au trecut secretarii de stat în partid De vor candidat din partea PNL-ului Domnul Voiculescu s-a pus pe la sectorul 1 este în pe acolo. Da, eu, cred că, eu, eu cred că pentru PNL, domnul Voiculescu ar fi o foarte bună achiziție. Din punctul meu de vedere, domnul Voiculescu A, va, va, va aduce votul. Ba, domnul, nu, ma, nu, nu. Mai ales mai ales când se vorbește da, despre. Nu vă, ce place ce mai... deci, nu vă place dumneavoastră, dar. Nu, 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 Nu înseamnă că pe electoratul Eu am renunțat lor... de multe ori, la cum să vă zic, la orgolii, la, de cele mai multe ori, la orice fel de orgolii. Am renunțat să fiu șef ca să facem spitalul de urgență din Copou. Am fost dispus să colaborez cu oameni care știam. Foarte clar că nu avem o aceeași limbaj, în așa fel încât să fie promovate ideile bune din sănătate. Să ajungă oameni de la Iași în guvernul României. Să încercăm să schimbăm lucrurile. Dar când ești tehnocrat, că se presupune că. Noi am scos termenul de specialiști după guvernarea CDR din dicționar, acum scoatem de și pe și de... Și domnul Dâncu, fostul și viitorul dumneavoastră coleg, este tot tehnocrat mm. sau nu este tehnocrat? De ce nu întrebați pe domnia asta? Eu am o mare simpatie pentru. Eu un om de. Mare competență profesională, și să știți, ca sociolog. Și să știți că dar da, voiam doar să vă că ilustrez faptul că moneda are întotdeauna două fețe. Fără discuție, dar fiecare mm -hmm. și-a partea lui din monedă. Eu mi-am mm -hmm. asumat de fiecare dată să fiu vocea celor care m-au trimis în Parlament și să încercăm da, să intrăm da, pe da. ușă. Haideți știm, să, dacă trecem la, să trecem puțin la perspectivă. Dumneavoastră credeți că după alegerile din 11 parcă decembrie vor fi va exista o majoritate clară în jurul Partidului Social Democrat, astfel încât să, să spunem, și linia noastră politică noastră să aibă eventual susținere? Sau va fi tot o... Nu vă întreb dacă o să pierdeți alegeri, veți spune că nu. Dar există o variantă... Ar fi multe motive. Ia nu? Unul din motivele pentru care PSD, să spunem, ar putea fi sancționat de electorat ar fi comportamentul, hai să nu dau adjective, premierului Victor Ponta înainte și după retragerea titlului de doctor, ar fi suspiciunile penale numeroase care apasă asupra foarte multora dintre colegii dumneavoastră. Nu și în partea cealaltă altora. sunt la fel de deci multe suspiciuni penale. Noi ne știm de multă vreme. Acum intenționat să-mi spuneți mie că nu ar exista. Motive pentru ca oamenii da. să respingă partidul acesta? Eu mă uit că, în general, oamenii aleg în funcție de rezolvarea problemelor concrete, și că au fost votați, domnul Dărdală, și oameni care erau condamnați în pușcărie. Domnul Cherecheș de la Baia Mare este un bun exemplu cum pot. Da, da. da a fost dat afară de liberali mm. înainte. și am A men, fost sigur. social-democrat, să știți, la. A, a, așa, a fost, da, și, știu și, că așa și, și. 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 Mm -hmm. Oamenii văd de acum, dincolo de lucrurile care, într-adevăr, sunt importante și acestea, dar vor rezolva probleme concrete. Ah. Adică aia cu tehnocrația care nu rezolvă nimic, exact ca și cei 25.000 de specialiști care iar nu au rezolvat nimic. Eu nu văd din acest punct de vedere, dacă ai termeni de comparație între guvernarea social-democrat, cu bune și cu rele, V-am zis despre reîntregirea acelor 25%. Demararea o măsuri economice, măsuri de relaxare fiscală. Și dacă îl citiți tot pe fostul premier, pe ceea ce reprezintă în fiecare zi pe Facebook, o să vă uitați la comparația da, între indicatorii da, economici. nu că mă abțin de la această plăcere de a citi de, ceea ce scrie domnul Ponta pe Facebook. Nu, dar, dar, însă, dar sunt argumente foarte clare. M-am observat ca, ca, să zic, ca uh, politolog comparatist, uh, un fan al teoriei comparației. foarte frumos să compar un interval, să spunem, care structural e favorabil, 2012-2016, să spunem cu un interval, precum cel 2008-2012, care a fost intervalul marii crize. Pentru cei care nu sunt foarte avizați, așa, sigur, comparația Eu e tranșantă. Țineți minte că pe m-au și zburat dintr-un partid pentru că m-am opus tăierii de pensii și de salarii. Dar, fără discuție, da. nici nu poți să ai un contrast atât de semnificativ între condiția omului obișnuit, în care doar dai și tai și mai pui o taxă și mai tai și din salariu și excesele de, dacă vreți, nu de amparat de putere, excesele de furt care s-au. Um, Contrastul este mult prea mare. Lume, iar, de... iar oamenii te trimit acolo pentru că au speranța că tu le poți reprezenta interesele, au speranța că poți să faci ceva pentru ei, că măcar ceva se poate mișca în bine. Iar din acest punct de vedere, Guvernarea Social-Democrată, fără discuție, a avut niște puncte bifate și realizate. Ä, nu a știu... fost doar, doar în perioada Guvernării Social-Democrate sau nu. au contat și aliații? Ca acum sigur dumneavoastră a avut un alt traseu Da, 2012. 2014 bar, adică, hai să adică, cred, cred că și pe telespectatorii poate interesa la sfârșit din alegerile acum cum atribuie responsabilitățile? Cât păi... a fost o guvernare comună, cât a fost guvernarea da, 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 social-democrată? Da, da. Poți să termini pragmatic. Există un șef a unei echipe și, dacă vreți, în politică, șeful ăla mm. face ca echipa să funcționeze. Cât timp șeful echipei este premier, vorbesc ca echipei da. guvernamentale, el imprima acea direcție. Dacă ar fi fost alt tip de premier, aș fi fost de la altă formațiune politică, aș fi spus că el este răspunzător de acest lucru. Acum, oamenii care sunt în actuala guvernare, nu știu, față de cine răspund este față păi ni că România este condusă la de niște oameni la ora actuală care nu au niciun fel de abilități tehnocratice. n-au nicio legătură cu domeniile ei, pe care nu le prezint. nu știu nu acum asta, asta putem discuta cred că nici unul, nici celălalt nu suntem competenți în toate de domeniile dar da, eu da, nu da. sunt dumneavoastră nu, sunteți nu deci în de, de ce economie finanțe. pe ce nu, eu așa da. vă tehnocratul. deci apropo am mai văzut și experți de ăștia pe la Iași care au declasificat Spitalul Sfântul Spirituan după ce după ce s-au băgat ei în treabă și l-au gestionat Experți, vezi, doamne, de la smurt. Așa și uh, experții și tehnocrații ar, uh, ar trebui să aibă soluții concrete. Nu poți să-mi spui că n un plan de bătaie, că nu faci nimic. Am o guvernare care nu răspunde în fața nimănui. Ne aleasă de nimeni. Eu vreau că ăla care l-am trimis acolo să răspundă. Bun, rău. Criteriile de alegere, de fapt, stau în ștampila mea când intru în, de, de, vot, când intru un cabina de vot. Dar la ora actuală direcția este cel puțin în Nu vă... eu vreau o guvernare în care cineva să răspundă. La, așa cum poate să răspundă. Că de multe ori au scăpat mult prea ieftin pentru ceea ce ne-au făcut, știți? Da, iar da, acum PNL vine ca, cum să vă zic, născut din lapte, cu tot echipe nu, PNL de... și a PNL suferă de pe urma unora dintre consecințele negative ale guvernării Cioloș. Și asta se vede în sondaje. Deși, deși, dacă vreți, dacă vreți, haideți să mai întreb. Să fim, să fim o leacă și mă dacă vreți. Dacă vine ăla și staie de mână, staie salariul, stai închide spitalul, tu te duci din nou și îl pui tot la acolo. Așa este, dar senzația mea este că partidul dumneavoastră, și vă rog să urmăriți atent cum argumentez, mulți din partidul dumneavoastră au argumentație de tip țipras aici. Adică o argumentație de tipul refuzăm realitatea, ca în Grecia, până când la sfârșit au trebuit să o accepte. Pentru că de undeva și în perioada aceea, Partidul Social Democrat și liberalii, erau usl atunci, ar trebui să spună cum se fac banii, pentru că ceea ce au spus, ceea ce au spus pentru soluțiile propuse pentru echilibrarea economiei naționale, erau, ca să folosesc un termen foarte blând, ridicole. O parte dintre măsurile economice au fost aplicate de alte țări și am văzut că au funcționat. Pe de altă, pe de, pe, pe de altă parte, am văzut că și femeia a recunoscut că aceste măsuri de austeritate nu au avut rezultatele scontate. Și uitați-vă, țări care au refuzat ajutorul femeii. m-am presa Polonia, Ungaria, au reușit să treacă peste criză fără măsuri de acest tip dur și aplicate, cum să vă zic. Da, dar Polonia și Ungaria n ajuns ajunseseră în stadiul pe, de încetare pe, de plăți, pe, cum era păturea, România. Bun le puteți numi, poate unele dintre ele nerealiste în contextul în care am fi văzut că se aplică aceeași regulă pentru toți. Nu unii pentru unii mă și pentru unii, unii, unii. Poporul ăsta a mai trecut prin crize și țineți minte că s-au plătit și datorile înainte de 89. Lumea este, lumea, românii sunt solidari când este vorba de dezvoltarea țării, de multe ori. Dar trebuie să vadă că toți, de la politicienii din vârf până la cel care muncește în fiecare zi și în spital, și în școală, și pe stradă, și unde are nevoie, le se aplică aceleași reguli. Da, aici este, aici este o problemă absolut iar, importantă. Iar dacă sunteți de acord cu mine că aceste măsuri de relaxare economică de, de, fac bine dezvoltării și de fac, relaxare economică fac, sunt, uh, a fost o idee ei, bună a guvernului Ponta, desigur că discuție. sunt de acord. Și și... Dar e una dintre puținele măsuri ale Guvernului Ponta. Dar Guvernului Tehnocrat în cazul ăsta. Uh, guvernul Tehnocrat, în plan economic, nu a făcut nimic strălucitor din punctul meu de vedere. Nu, -a aplică, a, aplică exact de ceea ce făcuse Guvernul -a făcut, Ponta. Nu a făcut nimic. E o continuare a Guvernului Ponta de cu alte nu, deci cu alte nu, nume. Lucrurile puteau, cu alte să fie, figuri. Nu, puteau să fie dezvoltate. De ce? Pentru lucruri. că Guvernul Ponta i-a făcut practic... Deci, sigur, el și-a făcut bugetul, cabinetul celor în momentul în care a venit, în 2015, dar datele fundamentale erau deja... Nu. deja la nu știu cum s-a făcut domnul Cioloș cu acel guvern, că pe unii dintre cei de acolo nici măcar nu-i cunoștea. Și dacă... Tehnocrație ba. înseamnă rezidentul care, de adevăr arată bine. Colegele mele, multe dintre doamne, trebuia să l lăsați pe domnul acela de la bine în poză la... Știți că a fost propus ca ministru a sănătății, da, da, nu da, în calitate de doctor, e, nu în baza unor competențe. Și atunci, medicale. dacă astea sunt propunerele cu care vine domnul și apropo de și guvernul tehnocrat și PNL-ul, în materie de oameni care ar trebui să schimbe sistemul de sănătate, dați în voie să spun că da, am mare da, rezerve. Uh, ca să aceea, poți, aceea a fost o din și care arată încă o dată și cu cei nouă miniștri schimbați câte un ministru în fiecare lună deci să, să și nu apucă bine să-și cunoască Da, dar poate că domnul Cioloș este exigent e, Da, nu? da deci? trebuiau să mai plece și alții când ministrul justiției spune că drepturile fundamentale sunt un moft nu. nu, 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 o secundă Aici, din întâmplare știu bine acel citat din punctul meu de vedere e parte, el este scos din context în acest moment, um... deci în care spunea că discuția despre drepturi este devine un moft în condițiile în care nu sunt satisfăcute o serie de criterii. Domnule deci vreau, recomandarea mea este ca citatul să fie consultat nu, în integru. Nu știu ce spune doamna... Vă spun eu. Nu, nu, eu ce, știu. Nu ce spune eu știu. doamna în și în completare, dar faptul că un ministru al justiției este cu așa ceva ca declarație... Este o stângăcie, e... nu trebuia, trebuia să-și controleze discursul. Păi și atunci discurse. dacă era suficient de exigent, o trimite acasă. Da, sau, da, 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 sau pe domnul Ghina care... care... Da, da. Doamna Prună nu a spus că drepturile sunt Nu Dar asta a spus. A, a, a Domnul, da, Ne uităm asuține, la același televizor, da, domnul Asuna. Ne uităm la același este, film. Uh, da, dar uh, unul vede toată fraza. Dumneavoastră, cred că preferați Aici să vedeți eu, doar a doua parte. Eu văd că avem niște miniști care nu sunt uh, inclusiv pregătiți pentru acțiunea de reprezentare. Pentru că, haideți să fim obiectivi. Faptul că dumneavoastră sau eu spunem un anumit lucru este cu total diferit, chiar dacă este același lucru dacă îl spune președintele României. Uh, dacă eu spun că afară plouă, vă gândiți că o sărăciți și că trebuie să mai luați un balon în plus și că trebuie să. Aveți grijă la medicație. Dacă spune un ministru de la, zicem, mediu că afară plouă, ne gândim la inundații, catastrofe. Iar când tovarul, domnul președinte Băsescu spune că afară plouă, te gândești că urmează niște lucruri pe care nu le poți cuantifica. Tocmai din acest punct de vedere, cred că lucrurile ar trebui să fie foarte clare, și din punctul de vedere al comunicațional. Pentru că sunt multe lucruri. Și aceea, că putem, cel de la muncă. Putem munci și pe 2 lei, cum se muncește în India. Uh, lucrurile au luat-o pe o direcție, dacă vreți, care ține și de necunoașterea domeniului respectiv și de aroganță. Eu mi-aș dori ca cei care ocupă aceste funcții, până la urmă, să fie cu mare atenție selectați. Da, vi se pare, acum, iertați-mă, nu, nu nu vreau să apar uh, un critic al guvernului Ponta mai mult decât am fost. Da, și eu am marea fost un mea, al mea Ponta, problemă, când sigur, -a, pus a fost problemă. cea de care v-am spus la începutul emisiunii. Suntem oameni și din sistemul de învățământ, dar vi se pare că e așa o mare diferență, că vi se pare că miniștrii de acolo erau o culmea competenței. Începem să numărăm, să vedem. Adică nu cumva, de fapt, e o tranziție relativ ușoară între aceeași categorie de oameni. Bine, aceștia sunt veniți din neant. Ceilalți aveau un anumit, dacă vreți... la domnul Șova, de exemplu,

Vorbim despre, dacă vreți, despre ceea ce se întâmplă în acest moment. Că fiecare va răspunde pentru ceea ce a făcut, -a. mi se pare normal și din punctul meu de vedere știți că nimeni n ar trebui să fie mai presus de lege. Și oamenii ăștia, că mă uităm acum la PNL și la doamna Gorghiu, apropo de încetarea mandatului în momentul în care este condamnat penal cu sau fără suspendare. -a. E o culmea e ipocrizie domnul Dărdală. Acum, în două, imediat ce am intrat în Parlament, în, două, în începutul 2013, am depus un proiect de lege nu vă amuzați, nu vă cruciți, dar așa este, în care se spunea că mandatul de parlamentar încetează momentul în care ești condamnat cu suspendare pentru cauze penale. Era logic, n-ai ce căuta să reprezinți oamenii. Dacă vreți, era și o chestiune de sănătate a Parlamentului României, de sanitație, dacă vreți. Toți oamenii ăștia care depună același proiect de lege acum au votat împotriva acelui proiect de lege. Bun, nu era probabil la partidul care trebuie în acel da, moment, eu, nu? Da, principiile și lucrurile, că tot vorbim no, despre... Haideți, nu, dacă vorbim no. despre direcțiile pe care no. ar trebui să le respectăm... Deci, și, și, despre... și mai ales mai ales cu inițiativele legislative, adică inițiativele individuale. Noi știm, știu și eu ca observator, al de parlamentar, că lumea nu se înghesuie să sprijină inițiativa lui X, care îi va aduce Dar uitați-vă că totuși am trecut și a fost adoptată, unic inițiator inițiativele cu enobotanici cele, da? Unii, sau cele cu al, pe diverse da, teme. Da. Sau sunt legi, apropo de, de, schimbarea regulamentului în Camera Deputaților, unic inițiator. Și domnul Dărdală, asta înseamnă într-adevăr muncă. Pentru că am Stiu. aproape 100, am 170, fost considerat 170, un fenomen, 170 un fenomen inițiative social. legislative, cele mai multe dintre ele, cele mai multe dintre ele sunt făcute cu cei de la cabinetul meu parlamentar, inițiative individuale. Ca așa e ușor să te duci să semnezi pe post semnatar și când te întreabă ce nici măcar Evident. nu știi ce Evident. cu... Evident. Evident, și asta e și unul din motivele pentru care vorbeam și toată lumea știe că sunteți uh, un top Cel mai un din uh... Nu, ce nu top. Primul un top, pentru că dacă îl dăm pe da. domnul Zgonea care vă zicea Era, și exact. bună ziua și schimb la inițiative la, la, legislative, așa, întrebări okay. interpelări da. și la lucruri da, concrete da, da. făcute. Aici ar trebui ar trebui probabil sigur ca pe lângă analiza cantitativă să fie și o rafinată analiză calitativă astfel, pe în... Nu. Bun. Uh, se poate face. Sunt proiecte studenții, da, studenții la sociologie De sau politologie. Uh, ar putea să o, pe o facă. Pentru că să știți că fiecare da. inițiativă legislativă pe care am depus-o acolo, una la trei zile, reprezintă o problemă a unei grup de cetățeni în această țară, că vorbim de sănătate, că vorbim de educație. De exemplu, cum se spune în aceste zile despre cei de la asistența medicală școlară, cei care au fost trimis la direcțiile de asistență socială din primării, în loc să fie în coordonarea spitalului, sau plata gărzilor rezidenților. Tot așa guvernul Cioloș, haideți să vorbim despre chestia asta. Dacă vorbim, cam două minute. Am depus o proiect legislațional, așa tot vă spun, pentru ca gărzile rezidenților să fie plătite indiferent de anul de pregătire. După ce a plâns de mila lor și că le face una alta, guvernul Cioloș a dat aviz negativ acestui proiect de lege. Măriți-mă și pe mine. Prefer să dai bani la multinaționale. Că așa a făcut. Deci, din banii care erau pentru salarizarea personalului medical și pentru investițiile în sănătate, sunt inferențele dumneavoastră. Repet, repet. în discuția cu mine pe domeniul de politică publică, până la un punct se poate discuta. În momentul în care. Despre ce ați să vorbim? Cât de nu. și de Nu. sunt... Nu, eu vorbesc despre lucruri concrete. Exact, dar eu aș vrea să fiu sigur că această a proiectului dumneavoastră este pentru că a fost negativ, o ostilitate, ostilitate față de ideea plății gărzii sau pentru că, că într-un plan guvernamental, într-un proiect de lege sau în altă parte, există o prevedere nu, nu similară. E, deci nu există o prevedere okay, similară. Deci, așa atunci. și doi, este colma să Vii și susții că ești abilitat mm -hmm. în Parlament când să fii guvernul românii, că vei face acest lucru, iar după aceea vii și susții lucrurile contrari. Mm -hmm. uh, mie nu-mi plac asta domnul Dărudara. Una, vii și spui și alta faci. Aici, dacă mm -hmm. era un guvern politic dacă Fără discuție, dacă era un guvern politic, se găsea o modalitate oarecare prin care acești oameni să fie trimiși acasă. Pentru că, din păcate, cel puțin pe anumite domenii punctuale, viața chiar ne este pusă în pericol. S-a ajuns să fim, să fim, cum să vă zic, într-o situație de neconceput. Nu s-a întâmplat niciodată în România. Un pacient ars din București, din capitala României, să fie trimis cu smurd la tratament Bun. Bun. în Bulgaria la Sofia, în cea mai săracă nu știu, țără, dar, dar, dar dacă, în Așa este, uh, dar dacă nu, este, vorbim deci, de arși și de... și... Da. acum o săptămână deci, s-a întâmplat. Știți cum e? Discuția despre arși pentru Partidul Social-Democrat E o discuție pe care, dacă eu aș fi considerat al Partidului Social-Democrat, le-aș recomanda politicienilor să o evite. Nu, nu este de evitat. Pentru că a fost o problemă mare într-un sistemul sanitar gestionat la vremea respectivă de miniștrii PSD. Mai avem foarte, foarte puțin timp. Nu trebuie să fim de acord pe asta. De ce nu vreau? PSD au avut niște consilieri din aceștia de la urgențe, care s-au bătut cu pumni în piept că totul este bine și roz în sănătate, că medicina de urgență este roz și probabil de aceasta s-au apucat acum de comparat tablete de 2500 de euro la bucata la urgență, în timp ce noi nu avem voți pentru salvare și medicația oncologică pentru copii. Credeți că Partidul Social Democrat va forma guvernul după alegeri? Mai am terminat emisiunea, răspuns scurt. O să vedem după alegeri. A fost Tudor Cirodaru, deputat al Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept din nou săptămâna viitoare la Politica la Iași.